Pur și simplu nu e gard. Nu e gard deloc? Nu, nu. Locul de joacă este amenajat chiar pe malul Cricovului, de la leagăne și topogane și până la marginea abruptă sunt doar câțiva pași. Frecvent copiii ajung în această zonă periculoasă pentru că locul de joacă nu a fost împrejmuit corespunzător. Așa s-a întâmplat și în cazul micuțului care a căzut cu bicicleta de la înălțime. Din spusele martorilor, copilul de 5 ani se afla alături de bunică în locul de joacă amenajat de primărie. Într-un moment de neatenție, acesta a trecut cu bicicleta în această zonă și a alunecat chiar pe malul Cricovului. Da, dar trebuie să facă primăria garda aici, că nu se poate așa ceva pentru copii. Era cu bicicleta sau ceva? Era cu bicicletă mică de copil și nu știu, noi am fost aici. Dar ce s-a întâmplat decât și-a povestit bunica? Pur și simplu, ea era în spatele lui, asta și deodată nu l-a mai văzut. Și copilul cred că s-a împiedicat ceva cu bicicleta. Când am văzut, îi curgea un pic, cred că un pic la nas l-am văzut, dar a jolit. Da, aici s-a lovit și le-a fost frică să nu se întâmple ceva. Speriată, bunica a cerut ajutor. O ambulanță s-a deplasat de urgență la fața locului. Ironia sorții a făcut ca mama copilului, asistentă la serviciul de ambulanță Dâmbovița, să fie de serviciu. Femeia a leșinat când a văzut în ce stare era copilul. Băiețelul a fost consultat de un neurochirurg de la Spitalul Moreni și a fost trimis la București pentru investigații. Din fericire, starea lui este stabilă și nu a suferit leziuni care să-i pună viața în pericol. Comunitatea din Moreni este revoltată. Oamenii cer ca autoritățile să răspundă pentru această situație. Spun că au făcut nenumărate cereri pentru împrejmuire, dar nimeni nu s-a sinchisit să ia măsuri. Locul de joacă este amenajat de primărie cu 3 ani în urmă, dar nu s-au luat măsuri de siguranță. Tot anul a zis treaba asta, de când e parcul. A pus brăduleți, dar trebuie închis. Ia uite de acolo câtă zonă e neîmprejmuită. De cât timp? De cât timp? Și aici unde sunt atâți copii, să nu fii gărdui, măcar părea porțiunea asta unde se joacă copii. Aici, unde este brăduleț. Da, acolo. Pe până nu vede necaz, uite, nu se întâmplă. Vedeți? Da, da. E adevărat, n-ai nici loc de merg la toaletă, nici merge după gard. Locul de joacă a fost amenajat de primăria municipiului Moreni. Deși părinții și bunicii au anunțat de multe ori primăria să se împrejmuiască această zonă, nimeni nu a luat nicio măsură. Este nevoie de o tragedie pentru ca autoritățile să reacționeze. Acolo nu este împrejmuit, acolo este doar cu gard viu de jur împrejur. Așa a fost inițial de la data când a fost dată spre folosință. Acel gard viu nu reprezintă nicio formă de siguranță. Până la urmă, copiii trec printre acei copaci fără nicio problemă. Da, locul de joacă acolo funcționează de 3 ani de zile, până acum nu s-a întâmplat să fie vreo problemă de acest gen. Primarul Constantin Dinu a fost de negăsit. Edilul șef nu a venit nici măcar să verifice cum s-a întâmplat incidentul. Acesta nu a răspuns la telefon, preocupat fiind de un meci de fotbal. Am încercat să dăm și de domnul primar, dar nu ne-a răspuns. Pare rău, deci este localitate. Probabil că am fost la meci, că a fost meciul lui Flacăra cu Anino asta.